S-a spus mai devreme că într-o adunare creștină, acolo unde este chemat numele Domnului Iisus, potrivit făgăduinței Lui, ne spune cuvântul, acolo unde sunt adunați doi sau trei în numele Lui sau pentru numele Lui, El este de față. Cum este El prezent, Domnul Iisus? Pentru că El este în slavă, este la dreapta Lui Dumnezeu, unde mijlocește pentru noi. Atunci cum este prezent între noi? Acolo unde sunt adunați credincioșii, copiii lui Dumnezeu, este prezent prin Duhul Său cel Sfânt. Am să vă spun că odată, într-o zi, când veneam de la o închisoare împreună cu încă un frate, am oprit și am luat de pe drum pe un bărbat. Mergea într-o localitate care era pe drumul nostru. Și l-am luat în mașină și, din vorbă în vorbă, noi am spus de unde venim, i-am spus ce facem, că vestim Evanghelia. Și el ne-a spus, și l-am întrebat, ați fost vreodată într-o adunare creștină? Și ce credeți că a spus? Domnule, am fost odată și mi-am propus, atunci când am să merg cu persoana care m-a invitat, eu nu vreau să ascult nimic din ce se spune acolo. Și mi-am propus să încep să înjur, să mă gândesc la cu totul altceva, ca să nu fiu atent la ce mi se spune. Vă dați seama, asta venea de la cel rău. Și omul mărturisea în fața noastră, când am ajuns acolo, în adunarea aceea creștină, ne-a spus și care era adunarea, la Bălenii Sârbi, mulți dintre noi știm adunarea aceasta. Acolo când am stat, am vrut să fac ceea ce mi-am pus în gând, dar nu puteam. O putere mă ținea ca să nu pot să drăcuiesc, să nu pot să împlinesc ceea ce mi-am spus. Și am zis, vedeți, este Duhul lui Dumnezeu care spune Scriptura că ne vrea cu gelozie pentru sine, ne vrea pentru El, Duhul lui Dumnezeu. Și omul mărturisea că a auzit cuvântul lui Dumnezeu. Cum să nu-L auzi? Domnul te cheamă și El vrea ca să auzi chemarea Lui. Acesta este scopul pentru care se vestește Evanghelia, să auzim mesajul cuvântului lui Dumnezeu. Aș rămâne la textul acesta care a fost citit din cuvântul Domnului de aici, din Faptele Apostolilor, din capitolul 2. Această cuvântare a Apostolului Petru. Sigur că trebuie să subliniem de la început, e vorba de cuvântarea aceasta, Petru o ține în fața israeliților. Lor li se adresează în mod deosebit și le spune, bărbați israeliți. Dar aș vrea să înțelegem că acest cuvânt, care este cuvântul lui Dumnezeu, are aceeași valabilitate și astăzi pentru noi, ca și atunci când a fost rostit. Poate zice cineva, da, dar eu nu sunt dintre evrei din neamul acesta al israeliților, și cu toate acestea cuvântul lui este valabil și pentru noi, pentru noi oamenii nemântuiți, pentru noi oamenii care nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Ca să-L cunoaștem pe El avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, de prezentarea cuvântului Cărții Sfinte. Aici apostolul Petru spune, omul acesta a adeverit de Dumnezeu. Vorbea despre Domnul Iisus. Vedem că în versetul următor este scris cu majusculă, cu O mare. Omul acesta, omul acesta care venea de la Dumnezeu, Fiul Său, care a venit, așa cum spunea el, în casa lui Zacheu, este scris în Luca 19, la versetul 10. Căci Fiul omului sau Fiul lui Dumnezeu deopotrivă a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Cine era pierdut? Eram eu. Eram mulți dintre noi. Ei bine, pentru noi a venit Domnul Iisus să ne caute și să ne mântuiască pe noi cei pierduți. Pe omul acesta a adeverit de Dumnezeu. Era adeverit de Dumnezeu. Prin îngeri, vă aduceți aminte, atunci când s-a născut în Betleemul din Iudeea, îngerul apare
Noaptea, când păstorii făceau de straj în jurul turmei lor, apare îngerul pe bolta cerească și le spune aceste cuvinte: nu vă temeți, iată că vă aduc o veste bună. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Era un semn, nu? Ei bine, adeverit prin înger, dar adeverit de Dumnezeu, prin atâtea confirmări clare despre care ne vorbește și nouă Scriptura. Știm că a venit într-o noapte la Domnul Iisus Nicodim. Ne-am adus noi aminte citind la rând în Evanghelia după Ioan în capitolul 3. Și Nicodim, când vine la Domnul Iisus în noaptea aceea, îi spune: știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că nimeni nu poate face semnele și minunile pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Și Domnul Iisus, în loc să-l încurajeze: bine zici, măi, Nicodim, sau domnule Nicodim, bine zici, tu ești un fruntaș al iudeilor, în loc să-l încurajeze, îi spune: lasă asta. Uite, dacă nu te naști din nou, nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu și nu poți intra, îi spune apoi, în împărăția lui Dumnezeu. Sigur că și astăzi Duhul lui Dumnezeu vrea să focalizeze, să se îndrepte spre lucruri de care noi avem cea mai mare trebuință. Și sigur că din textul acesta citit, gândul mă poartă spre un cuvânt care are o conotație directă cu nevoia noastră, cu dorința noastră de a-L sluji pe Dumnezeu, care are o direcție, care are o țintă. Cred că înțelegeți care este cuvântul. Pocăiți-vă! Omul acesta care altădată se leapădă în fața unei slujnice și când slujnica aceea, când se încălzea și el la focul din curtea marelui preot, unde Domnul Iisus era judecat de către preoți, de către cărturari și farisei, omul acesta, Petru, atât de slab, în fața unei slujnice să spună: nu știu ce vrei să zici. Și chiar dacă ea revine și spune: și vorba te dă de gol, tu ești din Galileea, el se leapădă de trei ori de Domnul Iisus și spune: nu-l cunosc. Ei bine, omul acesta are acum atâta putere, are atâta har, are atâta călăuzire de la Dumnezeu, încât este gata să spună: voi l-ați omorât atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat prin puterea lui. Nu? Ce putere, ce har, ce dorință de a-L vesti pe Domnul Iisus și posibilitatea împăcării acestor oameni cu Dumnezeu. Așa se folosește Dumnezeu de fiecare dintre noi atunci când dorim să facem cunoscut numele Său. Poate nu știm cum, poate nu avem cuvinte, poate nu avem înțelepciunea să pornim de la ceva, de la un lucru și să-L mărturisim pe Domnul Iisus, dar ne dă El această lumină, ne dă El această călăuzire. Să-i spun colegului de la serviciu, să-i spun vecinului meu, să-i spun rudei mele sau persoane cu care m-am întâlnit pe o bancă, în parc, să-i spun despre cea mai minunată veste, vestea că poate să fie iertat sau iertată prin credința în jertfa Domnului Iisus, prin pocăință și credință. Omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu. Petru vrea să-i încredințeze că Dumnezeu a făcut un plan de mântuire, a fixat în planul lui de mântuire cine să fie Mesia sau trimisul, unsul lui Dumnezeu, pentru ca să răscumpere cu viața lui pe cei păcătoși. El era, așa cum îl prezintă Ioan Botezătorul pe Domnul Iisus: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ce înțelegere clară pentru evreii aceștia, care erau așa de familiarizați, de obișnuiți cu jertfele. Ei puteau să înțeleagă valoarea jertfei, valoarea mielului înjunghiat.
El, Domnul Iisus, era mielul lui Dumnezeu, care trebuia să ridice păcatul lumii și păcatele noastre, slavă lui pentru lucrul acesta. După sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, a făcut un plan de mântuire Dumnezeu înainte de întemeierea lumii și ne-a ales în Domnul Iisus Hristos ca să devenim copiii lui Dumnezeu. Ce favoare nemeritată, ce har, ce dragoste mare! Mai mult de atât, ce jertfă de iubire cântăm în cântarea noastră creștină și cui ar da mai mult de atât prin gând? Cui ar da prin gând? Ca acest om rânduit de Dumnezeu a luat un chip ca al nostru, al oamenilor, dar fără păcat, însă el era Dumnezeul binecuvântat în veci, ca el să poarte vina noastră, să poarte păcatele noastre, să ne mântuiască. Spune Petru, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Cum avea acum curajul apostolul Petru, ucenicul acesta al Domnului Iisus, să vorbească cu atâta tărie despre Domnul Iisus și în același timp despre lucrarea acestor izraeliți, conaționalii lui? Voi l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Cum l-au omorât ei? Nu l-au omorât Pilat și nu romanii, dar ei au strigat. Evangheliile ne spun că atunci când Pilat l-a prezentat pe Domnul Iisus în fața mulțimii, alături de omul acela atât de păcătos, de tâlharul acela, șeful tâlharilor, șeful de bandă, Baraba, atunci când Domnul Iisus le-a spus, iată omul! Cine era acest om? Era omul gândurilor și planurilor lui Dumnezeu. Era cel care venise ca să împace pe Dumnezeul preasfânt din ceruri cu ființa care i-a întors spatele, care trăia în păcat. Era Domnul Iisus. Iată omul, spune Pilat. Și oamenii din mulțime, ațâțați de marii preoți, spun, ia-l, ia-l, răstignește-l. Să răstignesc pe împăratul vostru? Întreabă Pilat. La moarte cu el. Noi nu vrem să avem alt împărat decât pe Cezarul. Ei bine, ei l-au răstignit. Învrăjbiți de marii preoți, de cărturarii vremii de atunci și de farisei, au cerut ca el să fie răstignit. Și li s-a dat, li s-a împlinit cererea. Domnul Iisus a fost crucificat, a fost răstignit pe cruce. În versetul 32 am văzut această afirmație a apostolului Petru. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus. Noi toți suntem martori ai Lui. Ei erau martori. Martori ai învierii Domnului Iisus. Așa cum auzeam, alături de cei doi care mergeau pe drumul Emausului. Aceștia care l-au văzut. Aceștia care au putut să recunoască în persoana Domnului Iisus, pe acela care înviase din morți. Domnul îi spune lui Toma, nu fi necredincios, Toma, adu-ți degetul încoace și pune-l în semnul cuielor. Adu mâna ta și pun-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Domnul Iisus Hristos a fost înviat de Dumnezeu. Învierea Domnului Iisus este cheia de boltă a creștinismului. Sfântul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 15, spunea, fără învierea Domnului Iisus, credința noastră ar fi zadarnică și zadarnică ar fi și propovăduirea numelui Său. Domnul Iisus a înviat, biruitor peste moarte, biruitor peste păcat, biruitor peste lume, biruitor peste firea păcătoasă din om. El a înviat. Și este viu, slavă lui Dumnezeu. Cuvântul ne spune că a murit pentru păcatele noastre și a înviat pentru că am fost socotiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost satisfăcut de jertfa Domnului Iisus. Dumnezeu a fost mulțumit. Mânia lui aprinsă asupra păcatului a fost barată, a fost oprită de jertfa Fiului Său care murea la cruce pentru noi, oamenii păcătoși.
Sunteți și dumneavoastră păcătos sau păcătoasă? De multe ori când privim la viața noastră ne vedem buni, ne vedem cum se cade, ne vedem oameni de treabă, așa cum spuneau frații lui Iosif atunci când au fost întrebați. Nu cumva sunteți scoade? Oh, nu, robii tăi sunt oameni de treabă. Ce de treabă erau ei? Îl vânduseră pe Iosif, pe fratele lor. Și noi suntem oameni de treabă atunci când ne uităm la noi. Însă, cum ne vede El? El ne vede așa cum spune Cartea Sfântă în Epistola către Romani, în capitolul 3. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Așadar, ce trebuie să facem ca să scăpăm de această putere a păcatului din viața noastră, ca să devenim copiii lui Dumnezeu? Am auzit aceste cuvinte frumoase rostite de Petru în fața mulțimii, când ei au întrebat: domnilor, ce trebuie să facem ca să fim mântuiți? Și li se răspunde: pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Pocăiți-vă! Aș vrea să spun câteva cuvinte legate de pocăință. Este foarte importantă. Nu mă pot apropia de Dumnezeu decât prin pocăință și credință. Nu pot să vin înaintea lui Dumnezeu decât prin pocăință. Pocăința este calea care ne duce la Domnul Iisus. Fără pocăință n-are nicio valoare apropierea noastră de El. Pot să spun cu gura mea, pot să fac declarații mari. Fără pocăință, viața mea nu are valoare înaintea Lui. Pocăință, acest cuvânt a fost înnegrit de diavolul. Să nu cumva să-l rostesc, sau dacă cineva rostește lângă mine cuvântul ăsta, parcă mă tulbură, parcă mi se întâmplă ceva. Însă așa de mult iubește Dumnezeu pocăința. Ce înseamnă pocăința? Vine de la acel cuvânt din limba greacă, metanoia, adică schimbarea gândirii. Dacă până acum credeam că e bine, că pot să fumez, că pot să trăiesc în desfrâu, că pot să beau să mă îmbăt, că pot să trăiesc oricum, și sunt creștin. Și unii spun, de 2000 de ani suntem creștini. E bine, Dumnezeu vine și spune, pocăiește-te. Dumnezeu vine și îmi spune că am nevoie de pocăință, o schimbare a gândirii, să cred că lucrul acela este rău, că prin păcat m-am depărtat de Dumnezeu. Pocăința înseamnă schimbarea gândirii. Apoi nu înseamnă numai atât, înseamnă o decizie de a mă preda Domnului. Pocăința nu este doar o părere de rău și atâta tot. Citim în Scriptură despre unul dintre ucenicii Domnului Iisus, Iuda, care l-a vândut, a primit în buzunarul lui 30 de arginți. Atât au considerat mari preoți că trebuia să primească pentru a-l da prins pe Domnul Iisus, 30 de arginți. Și Iuda rostește niște cuvinte care ai încerca să crezi, ia uite ce se pocăiește Iuda. Merge la mari preoți atunci când vede că Domnul Iisus este hotărât să meargă la cruce și aruncă banii aceștia în templu și spune: am vândut sânge nevinovat. Și ce-i răspund mari preoți? Treaba ta. Pe noi nu ne interesează, cu alte cuvinte. Iuda recunoaște ce a făcut: am vândut sânge nevinovat. Dar e treaba ta. Dar omul care se pocăiește ia o decizie. Nu mai stau în starea în care sunt. Trebuie să mă întorc la Dumnezeu. Pocăința, a fost întrebat odată un tânăr, folosesc și eu tot exemplul unui militar în armată, a fost întrebat de către capitanul său: ia spune tu, dacă zici că ești pocăit, ce înseamnă pocăința? Și Duhul lui Dumnezeu, acela care ne dă lumină, călăuzire, care ne dă ajutor să putem răspunde, cum zicea Domnul Iisus, nu veți răspunde de la voi, ci Duhul Sfânt vă va învăța, ne învață toate lucrurile. Duhul lui Dumnezeu l-a ajutat pe tânărul acela credincios care era în armată să spună: pocăința este ca și cele trei comenzi din armată, stai,
stânga împrejur și înainte marș. I-a răspuns foarte bine superiorului său. Putea cel mai bine să-l înțeleagă. Ce înseamnă stai? Stai sau oprește-te de pe calea păcatului. Apoi, trebuie să mai faci ceva, stânga împrejur. Lucrurile pe care le aveai în față sunt acum în spatele tău și lucrurile pe care le aveai în față, în spate, sunt în față. Aceasta înseamnă stânga împrejur. Este necesar atunci când mă pocăiesc să fac stânga împrejur? Cu siguranță. Dacă până atunci îmi plăcea sticla și cu eticheta ei și cu paharul și asta nu doar o zi, în fiecare zi. Când mă întorc la Dumnezeu, când mă pocăiesc, spun nu păcatului. Apropo de înjurătură, de drăcuială, o doamnă de la țară s-a întors la Dumnezeu. La fiecare vorbă, drăcuia. Așa era obișnuită. Parcă se descărca în sufletul ei, în ființa ei. Și s-a întors la Dumnezeu. L-a primit pe Domnul Iisus. S-a pocăit și a făcut stânga împrejur. S-a întors total de la lucrurile pe care le făcea. Apropo de ce auzeam mai devreme, a primit putere. Și când își punea o carpetă pe perete și folosea niște țintișoare și un ciocănel, când s-a lovit odată peste deget, prima reacție a ei a fost să drăcuie, că asta făcea în fiecare zi. Și când să rostească acele cuvinte, a spus, nu zic mă, nu zic. A înțeles că acela care o împingea să spună iar, să facă iar ce făcea în fiecare zi, acum trebuie să spună stop, stânga împrejur, nu mai pot face lucrul acesta. Aceasta înseamnă să întorc spatele păcatului. Aceasta înseamnă să iei o decizie pentru el. Un tânăr credincios se urcă într-un tren și în compartiment erau 4 bărbați și aceștia se pregăteau să facă un joc de cărți și îi spune acestui tânăr, oh, bine că ai venit, mai aveam nevoie de unul. Haide, că uite, vrem să jucăm cărți. Și el a spus, îmi pare foarte rău. Ce, ești bolnav? Nu. Păi atunci, nu găsești că e plăcută atmosfera să fii cu noi? Și el a spus, nu. Dar atunci ce se întâmplă cu tine? Eu nu pot să joc cărți. Dar de ce? Mâinile acestea, i le-am dat Domnului Iisus. Eu m-am pocăit. Ce frumos! Pocăința înseamnă întoarcere. Înseamnă să nu mai faci lucrurile pe care le făceai. Înseamnă să nu-L mai slujești pe vechiul stăpân, ci pe acela care i-ai dăruit viața, pe Domnul Iisus. Pocăința are un fel de a se adresa. Pocăința spune, așa cum spunea David, și găsim noi scris cuvintele lui în acea rugăciune frumoasă de pocăință din Psalmul 51. Spunea David, împotriva ta, numai împotriva ta am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta. Așa vorbește pocăința. Omul care se pocăiește nu spune, dar toți oamenii sunt păcătoși, dar toți fac așa. Ca să se scuze într-un fel pe el. Nici nu se compară cu alții și să spună alții sunt mai păcătoși și mai vinovați decât mine. Și omul care se pocăiește, omul acela spune, Doamne, Te-am supărat. Sau după cuvintele pe care Domnul Iisus le rostea folosind pilda fiului risipitor. Vă aduceți aminte cum spunea fiul risipitor? Atunci când se pocăiește, când își vine în fire, când ia decizia, mă întorc la tatăl meu. Și nu îi spun, tată, sunt fiul tău, primește-mă. Își face un plan, are niște cuvinte, cuvinte care vorbesc despre pocăință. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Ce frumos! Așa vorbește omul care vrea să pocăiască. Nu mai sunt vrednic, Doamne! Sunt vrednic de pedeapsa ta, de mânia ta. Nu mai sunt vrednic, nu mai am vrednicie. Am pierdut-o datorită păcatului. Și își propusese tânărul să-i spună tatălui, primește-mă ca pe unul din argați. Și n-a mai fost nevoie. Pentru că sărutul tatălui, dragostea cu care l-a îmbrățișat, l-a oprit să mai spună, primește-mă ca pe unul din argați. De ce? Dumnezeu vrea să aibă fii, copii ai Lui. Oameni care să fie răscumpărați prin lucrarea mântuitoare, salvatoare a Domnului Iisus și împăcați cu Dumnezeu. Pocăința
Sau cel care vrea să se pocăiască vorbește ca și omul acela care era la templu, vameșul. Ne aducem aminte în Luca 18, când îi spunea lui Dumnezeu ceva care venea din inima lui, n-ascundea nimic, se bătea cu pumnul în piept și spunea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Ce frumos! Așa vorbește omul care vrea să se pocăiască. Ai milă de mine, îl imploră pe Dumnezeu, îi cere ajutorul, ai milă de mine, păcătosul. Recunoștea că era păcătos. Ce bine ar fi să recunoașteți și dumneavoastră. Ce bine ar fi ca Duhul lui Dumnezeu să vă dea încredințarea astăzi că sunteți oameni păcătoși și că doar prin credința în jertfa Domnului Iisus puteți fi mântuiți. Am să închei spunând ceea ce este scris în versetul 40. Apostolul spunea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Mântuiți-vă este îndemnul pe care îl dă cuvântul lui Dumnezeu și pe care vi-l adresăm și noi. Faceți ce ține de dumneavoastră și mântuiți-vă, adică salvați-vă. Adică veniți la Mântuitorul ca să vă poată scoate, cum spunea Apostolul Pavel în fața împăratului Agripa, este scris în Fapte 26, că a fost scos din întuneric și a dus la lumina lui minunată. El poate să vă scoată și pe dumneavoastră astăzi. A plătit viața lui sfântă, sângele lui, ca să ne curățească de orice vină și de orice păcat. Fie ca Duhul lui Dumnezeu, acum și aici, să sensibilizeze inima dumneavoastră, să vă ajute să luați decizia de a-L urma pe Domnul Iisus. Pocăință înseamnă și a-L urma pe El. Și să plecați din locul acesta oameni noi, înnoiți de harul Lui pe dinăuntru, oameni cu o gândire nouă, cu o vorbire nouă, cu o viață nouă, și aceasta pentru slava lui Dumnezeu. Amin. Amin.